de luci și pune strâns. Glasul mi l-a crucificat, rușinea m-a batjocorit, dar prin îndurarea lui am fost iertat.
Pace și bună dimineața! Aproape m-ați convins. Bună dimineața! Domnul să vă binecuvinteze. Haideți, vă rog, să ne ridicăm în picioare și să ne întoarcem spre cel din stânga, din dreapta, din spate, să salutăm, să-i zâmbim frumos. Chiar dacă poate v-ați mai salutat, mai folosiți ocazia asta, ajută să avem o stare bună în prezența lui Dumnezeu astăzi. Suntem astăzi în prezența lui Dumnezeu, suntem adunați aici să ne închinăm lui Dumnezeu ca și popor al lui Dumnezeu răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos și vrem ca și în ziua de astăzi Dumnezeu să fie onorat în mijlocul nostru. Vrem ca și astăzi, prin tot ceea ce se întâmplă aici, numele lui Iisus Hristos să fie înălțat. Lui să aducem închinarea noastră, lauda noastră. Înaintea Lui să ne aducem poverile noastre, rugăciunile noastre. Și cuvântul Lui să lăsăm să ajungă în inimile și în sufletele noastre și astăzi. Amin? Așa, înainte să începem să cântăm împreună, așa să-l salutăm, să-i spunem bun venit fratelui pastor Alin Pop de la Dej și familiei lui care sunt acolo în spate. Haideți să le spunem un bun venit. Sunt pentru prima dată împreună cu noi și ne rugăm ca Dumnezeu să îl folosească pe Alin și cuvântul care ne va fi transmis astăzi să fie unul ziditor pentru noi. Haideți înainte să începem să cântăm, haideți să ne plecăm și să cerem prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, ești Tatăl nostru, ești Salvatorul nostru. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai mai dăruit o zi în viața noastră și vrem ca și astăzi Tu să fii în centrul atenției și închinării noastre. Tu ești singurul vrednic de închinare, ești singurul care a făcut pentru viața noastră ce nimeni nu putea face, să ne salvezi din păcat, din condamnare, să ne restaurezi și să ne dai un viitor și o nădejde, să ne dai asigurarea vieții veșnice prin Iisus Hristos, glorie ție. Doamne, primește închinarea noastră astăzi, primește-ne înaintea Ta și vrem ca tot ce se întâmplă astăzi aici să îți aducă slavă numelui Tău. Și îți mulțumim că Tu ne vei vorbi astăzi și mulțumim că îl vei folosi pe Alin prin mesajul pe care îl va transmite să zidești inimile noastre. Fii lăudat, acum și în veci. Amin. Rămânem ridicați și haideți să cântăm și să o facem cu toată inima. Chiar vreau să vă încurajez. Haideți să nu lăsăm doar echipa să cânte aici în față, ci haideți să ne conectăm toți cu acest timp de închinare și împreună, din toată inima, să-L înălțăm pe Dumnezeu. Trono mille, lo strelo
pe-ntreg pământ, Doamne și Iisus în ceruri, Tu ești sfânt. Ești așezat pe tron, Pace, bună dimineața! Avem un Dumnezeu minunat și aș vrea să ne bucurăm de lucrul ăsta în dimineața asta. Am auzit săptămâna trecută o întrebare interesantă. Poate știința să găsească urmele sau amprenta lui Dumnezeu în materiile ei de știință? Și desigur, astea sunt întrebări care circulă în lumea de știință ca să provoace tot felul de discursuri între cei care cred că da și cei care cred că nu. Alții se întreabă, dacă universul ăsta e răspunsul, care e întrebarea? Care sunt întrebările? Noi știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos este cuvântul întrupat. Care sunt întrebările tale? Sau dacă ne uităm în Scriptură, la ce întrebări răspunde Biblia? Da? Dacă ne uităm să vedem care e rezultatul de la meciul de săptămâna viitoare, nu o să-l găsim. Dar totuși sunt întrebări importante care Biblia răspunde. Și hai să citim câteva versete, trei versete. Din 1 Ioan, capitolul 1, zice așa. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Oare este sinonim pentru noi părtășia cu Dumnezeu cu bucuria deplină? Parcă-l văd pe Ioan pregătindu-și discursul și gândindu-se, oare ce întrebări au creștinii? Oare ce se mai întreabă? Pot eu să cunosc viața veșnică? Pot să văd? Pot să înțeleg? Și Ioan zice, sigur, sigur că poți. Viața s-a arătat. Și cum arată? Cum? Cum s-a arătat? Fiul a venit de la Tatăl și ne-a adus-o.
Cum arată Ioan? Ce înseamnă viața veșnică? E un termen foarte general. Viața veșnică e o relație, e o părtășie. O bucurie de plin, așa cum ziceam. Suntem în anul în care ne-am propus să devenim mai buni ucenici și să facem ucenici. Putem să facem ucenici dacă nu ne-am făcut temele? Care sunt întrebările, frate și soră, pentru care deja ai găsit răspuns aici, în Scriptură, și în care poți să-i înveți și pe alții? Și pe de cealaltă parte, studiezi tu Cuvântul lui Dumnezeu ca să ai întrebări? În ultima vreme predau și fac cursuri. Știți cine îmi pune întrebări? Cei care încearcă să facă, cei care studiază, aceia au întrebări. Restul pare că au înțeles tot. Așa că aș vrea momentele de rugăciune care urmează să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat răspunsuri la lucruri foarte importante aici. Ne-a dat multe răspunsuri aici. Și vreau să-i cerem îndrăzneală și putere să începem să studiem serios Scriptura. Să punem întrebări, să nu avem frică să punem întrebări grele Scripturii. Dumnezeul nostru e tot puternic. Dacă vrem să intrăm în părtășia asta cu El, o să vedem lucruri minunate. Așa că vă încurajez să-i mulțumim lui Dumnezeu și după aia să fim îndrăzneți. Să întrebăm, să punem întrebări, să vedem minunile Lui la lucru. Știți că uneori Dumnezeu așteaptă ca noi să ne rugăm ca să El să facă. El tot timpul lucrează. Ideea ei, sau întrebarea, va lucra El cu BBSO Baia Mare în anul ăsta? Cât va lucra cu BBSO Baia Mare în anul ăsta? Haideți să intrăm într-un moment de rugăciune. Cum am zis, într-un spirit de mulțumire și după aia de cerere de îndrăzneală. Ne rugăm așa cum ne-am obișnuit în șoaptă. Ne închinăm în fața Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru că ești așa minunat. Îți mulțumim că ne-ai dat răspunsuri, ai întrupat răspunsul Tău pentru problemele noastre. Ne-ai adus părtășia cu Tatăl prin Iisus Hristos, îți mulțumim pentru asta. Așa dulce părtășie nu există în altă parte. Dă-ne, Doamne, drăzneala și curajul să tratăm cuvântul Tău cu seriozitate. Să-L studiem și să-L prețuim ca fiind cel mai de preț lucru pe care îl avem aici pe pământ. Tu Te-ai descoperit și ne-ai arătat o realitate cu atât mai bună decât vedem în lumea din jurul nostru. Îți mulțumim pentru asta. N-am meritat, Doamne, și îți mulțumim. Niciodată nu vom putea plăti. Dar, Doamne, nu vrem să fim găsiți leneși. Ai zis că suntem împreună lucrători cu Tine. Dă, Doamne, un duh de hărnicie la noi în biserică. Pentru cuvântul Tău, pentru lucrarea Ta. Să fim preocupați de împărăție înainte de orice. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că ne-ai dat harul ăsta. Primește închinarea noastră în continuare. Lasă cuvântul Tău
să ne cerceteze inima și să ne aducă mai aproape de Tine. Îți mulțumim că ne asculți în numele Lui Iisus. Amin. Glasul și nu amâna, leul din tine e gata să strige, mare e Dumnezeu. Suflet al meu, înalță-ți glasul și nu amâna, leul din tine e gata să strige, mare e Dumnezeu. Suflet al meu, înalță-ți glasul și nu amâna, leul din tine e gata să strige, mare e
să te laud, Iisus. A mai rămas doar un aleluia, aleluia. Nu am nimic vrednic de tine, Iisus. Mi-a mai rămas doar un Yeah.
deoparte ne-ai pus pentru a ta glorie. Fă-ne sfinți cum ești. Ne răspundem și-n grabă ne întoarcem spre Tatăl și ne rededicăm Lui. Ne rededicăm Lui. Noi răspundem și-n grabă ne întoarcem spre Tatăl și ne rededicăm Lui. Ne rededicăm Lui. Amin. Aș vrea să vă salutăm încă o dată pe toți cei care sunteți în această dimineață împreună cu noi la închinare și, așa cum obișnuim, vrem să spunem un bun venit special celor care poate sunt împreună cu noi pentru prima dată. Așa că dacă ești cumva pentru prima dată la închinare, în locul acesta împreună cu noi, te rugăm de acolo de unde ești să te ridici în picioare câteva secunde, să te vedem, să spunem bun venit. Bun venit! Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze. Vă salutăm și pe cei care sunteți online alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. Și dorim ca acest timp să vă fie util, benefic și vă așteptăm cu bucurie să veniți și fizic împreună cu noi în locul acesta. Ieri a avut loc aici o conferință pentru femei, pentru doamne și domnișoare. Și a fost o zi plină, o zi frumoasă. Doamnele și domnișoarele, surorile din biserică au avut un timp bun. Dacă sunteți de acord, surorilor, dați din cap așa. Vreau să le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizare și haideți să le arătăm aprecierea și mulțumirea tuturor celor care au organizat lucrurile ieri. Și chiar s-a văzut foarte mult implicarea celor care au organizat conferința de ieri și Domnul să fie slăvit că totul a decurs frumos și bine și o singură problemă devine mică sala asta pentru conferințe de genul ăsta, așa că trebuie să ne rugăm să ne scoată Domnul la loc larg. Amin! Și am înțeles că duminica trecută a anunțat Emi că vrem să oferim un cadru și pentru bărbați să se adune, așa că în ultima sâmbătă din luna martie, în 30 martie, vom avea aici la biserică o întâlnire de mic dejun cu rugăciune, la care sunt invitați toți bărbații. Și după un pic, așa când am putut să mai trag și eu cu ochiul așa prin ce s-a întâmplat în hol și pregătirile culinare de acolo, m-am și gândit cum o să rezolvăm problema cu micul dejun. Dacă surorile o să fie generoase și binevoitoare, să ne dea o mână de ajutor sau măcar un sfat să ne organizăm și pe partea asta, v-am mulțumit. Știu că bărbații în general sunt recunoscuți așa pentru abilitățile lor de gătit, dar cel puțin în ce mă privește pe mine, n-aș risca prea tare în privința asta, așa că mărturisesc această vulnerabilitate. Haideți toți bărbații și invitați-vă prieteni. Sunt convins că va fi o întâlnire foarte bună, o întâlnire foarte benefică, o întâlnire faină și vă invităm cu mare drag să avem acest timp împreună. Știu că deja au început să circule tot felul de glumițe și de oamenii deja își pun imaginația la contribuție cum va putea arăta o astfel de întâlnire în care să vină bărbații. Unii deja își imaginează că venim cu undița și ne pregătim să mergem la pescuit undeva sau știu eu ce să povestim pe aici. Chiar deși va fi un cadru așa destins, relaxat, chiar vrem să fie o întâlnire foarte spirituală în care chiar să ne gândim la lucruri cu adevărat importante pentru noi, pentru familiile noastre, pentru biserică, pentru societate și să ne rugăm și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucruri cu adevărat importante. Așa că vă invităm cu tot dragul să veniți. Vom sta tot așa la mese, vom servi ceva, vom avea intervenții, oameni care vor aduce mici
îndemnuri pentru care să ne rugăm și sunt convins că vom avea un timp de calitate împreună. Copiii se pregătesc în momentele care urmează să meargă la timpul lor sus la grupe, sunt așteptați acolo, toți copilașii, și noi ne vom pregăti să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu pe care ne-l va aduce fratele Alin, și haideți să ne lăsăm în dimineața aceasta deschiși în fața Cuvântului lui Dumnezeu și să vedem în ce fel Dumnezeu ne va vorbi și astăzi. Și în timpul următorului cântec aș vrea să ne închinăm și cu banii noștri, să aducem și în felul acesta închinarea noastră Domnului și mulțumirea pentru tot ceea ce primim din mâna Lui, și apoi îl invităm pe fratele Alin să ne împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu. Mai înaltă decât cerul, mai adâncă decât marea, am întâlnit o dragoste mai bună decât viața, mai tare decât moartea. Cu tot ce am, mă tăruiesc, cu tot ce sunt, eu te iubesc, Iisus. Ești viața mea, mă tăruiesc, cu tot ce sunt, eu te iubesc, Iisus, Iisus. Ai promis, nu mă vei lăsa, ești cu mine zi și noapte, mă chem tot mai aproape. Unde aș putea să mă ascund? Mă găsesc cu o privire, mă cunosc în adâncime. Cu tot ce am, mă dăruiesc, cu tot ce sunt, eu te iubesc, Iisus, Iisus. Ești viața mea, mă dăruiesc, cu tot ce sunt, eu te iubesc, Iisus, Iisus. Eu te iubesc, Iisus.
Iisus, Iisus. Ești viața mea, mă dăruiesc cu tot ce sunt, eu te iubesc. Pace și bucurie. Mulțumim pentru primirea călduroasă pe care am avut-o din partea bisericii. Ne bucurăm să vă cunoaștem față în față. Știm despre lucrarea frumoasă pe care o faceți. Dar astăzi suntem împreună să vă cunoaștem și fizic. Mulțumim pentru invitație și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un timp folositor fiecăruia dintre noi. Vreau să vă spun că în spatele nostru sunt oameni care se roagă, care postesc pentru ce se întâmplă astăzi aici. Așa că vă provoc să aveți așteptări, nu de la mine, că veți fi dezamăgiți, dar să aveți așteptări de la Dumnezeu. Pentru că noi nu doar cântăm și vorbim despre un Dumnezeu spre care nu știm unde este, ci noi în momentul ăsta stăm în prezența unui Dumnezeu care e aici. Slăvit să fie numele Lui. Foarte mare diferență. Veniți să fie împreună cu noi. Așa să ne raportăm și la timpul care ne stă în față. Rugați-vă acolo unde sunteți ca Dumnezeu să vorbească fiecare dintre noi. Deja se face din ce în ce mai cald, asta să știți că e ușor periculos. Așa că vă invit să vă ridicați în picioare. O să deschidem cuvântul Domnului, Vechiul Testament, cartea Exodul, din capitolul 33, de la versetul 7, vom citi câteva versete. Cartea Exodul, capitolul 33, de la versetul 7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se ridica și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără
Dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșa deloc din mijlocul cortului. Amin. Aș vrea să cerem binecuvântarea Domnului și să te invit să închizi ochii acolo unde ești și să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, suntem aici în fața Ta. Tu vezi tot, Tu știi tot. Avem nevoie de Tine. Aceea Te rugăm, vorbește-ne în clipele care ne stau în față. Doamne, Duhule Sfinte, avem nevoie de Tine. Te rog frumos în momentele acestea, vorbește-ne Tu prin Cuvântul Sfânt. Doamne, Te rog, cercetează fiecare persoană prezentă aici. Știm că despărțiți de Tine nu putem face nimic, dar chiar nimic, nici în dimineața aceasta. Și de aceea Te rugăm, îndură-Te de noi și vino aici la lucru. Doamne, Te rog, ia-mă în stăpânirea Ta, ia-mă în mâna Ta, folosește-Te Tu de gura mea, să fie ceea ce vrei Tu să ne spui nouă tuturor. Fă, Doamne, în dimineața aceasta aici, la Baia Mare, la BBC, în locul acesta, fă un moment spiritual pentru fiecare dintre noi, un moment de întâlnire cu Tine, un moment în care să schimbi viața noastră profund, o schimbare care să țină. Te rog, nu că am meritat ceva, ci în numele Mântuitorului nostru scump, Iisus Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți să reocupați locurile. Mulțumesc pentru cooperare. Întotdeauna când vin înspre Maramureș, pentru mine e o bucurie, pentru că sunt maramureșan la origini. Probabil nu vă așteptați sau nu știți asta, dar o să vă spun eu. Provin de undeva de peste deal, cum se zice în zona asta, din Desești, mai exact dintr-o comună frumoasă. Acolo sunt bunicii, strămoșii, toate rudele. La un moment dat bunicul s-a mutat în Valea Jiului și eu sunt născut în Petroșan, dar provenim din zona aceasta, așa că de fiecare dată când, e fain la Cluj, dar de fiecare dată când ne pornim înspre Maramureș am un alt sentiment. E ceva mult mai plăcut pentru mine, toate amintirile din copilărie sunt așa de frumoase și adevărul că Maramureșul îi într-adevăr un plai cu flori și într-adevăr e și frumos în sărbători. Eu sper să fie și la pocăiți așa de frumos cum e la nepocăiți. Și sper să putem să aducem și noi prospețimea aceasta, că noi ar trebui cu atât mai mult să avem sărbători frumoase, nu? Și sper să se vadă asta pe fața dumneavoastră și în inima dumneavoastră, că avem toate motivele din lume. Și suntem la Maramureș și suntem într-o zi de sărbătoare. Și ar trebui să fim plini de bucurie și chiar dacă nu au ieșit încă florile, numai așa cât ori ieșit, dar cred că Domnul poate să facă astăzi o zi de sărbătoare pentru fiecare dintre noi. Eu m-am frământat mult cu predica asta, vă spun sincer. Săptămâna asta m-am chinuit amarnic. Nu a avut nevasta ce vorbi cu mine câteva zile, nu știam ce să vorbesc. Și eu mă rog să-mi dea Domnul cuvânt, că eu n-am ce să vă spun de la mine. Niciodată când mă duc să predic, nu mă duc să zic, că nu am ce să zic. Nu sunt nici cărturar, nu sunt nici foarte bătrân, nu știu ce să vă spun din experiențe de viață, dar m-am rugat și foarte târziu mi-a dat Domnul un cuvânt, mi-l-a dat, slăvit să fie numele Lui. Și când mi-l-a dat așa, mi s-a umplut inima de bucurie, le-am și zis fetelor, hai zis că vă duc la un desert, m-am eliberat, mi-a luat Domnul povara din spate, am primit un cuvânt pentru duminica aceasta. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre un Dumnezeu ce cheamă doar nebăgați în seamă. Așa l-am primit, așa vi-l dau, cu rimă cu tot. Vorbesc despre un Dumnezeu care cheamă doar nebăgați în seamă. Și titlul acesta se inspiră din versetul 11, din textul pe care l-am citit. Dacă ați observat, pasajul acesta se termină cu un amănunt pe care s-ar putea să-l ratezi dacă nu ești foarte atent. Pentru că subiectul e oarecum altul, dar este strecurat amănuntul acesta. În finalul versetului 11 și cuvântul spune așa, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșa deloc din cortul întâlnirii. Și m-am uitat un pic la băiatul acesta, la tânărul acesta, care se numește Iosua și care era practic un nebăgat în seamă. Era nebăgat în seamă într-un fel de Moise, că era ajutorul lui, era
pastor asistent, nu vreau să zic nespune, Doamne frește, nu? Dar era acolo, e omul care la îndemână, trebuie să facă treaba, n-are voie să comenteze. Moise pleacă la amiază, la masă, nu-l invită, nu-l văd să se fi dus cu el, stă acolo. Și poate că sunt aici oameni care se simt nebăgați în seamă. Cel puțin odată în viață ni s-a întâmplat să fim nebăgați în seamă într-un context sau altul. Poate unii așa am trăit toată viața, în anonimat. Asta e cum e. Și e neplăcut. Dar ce te faci când nu te bagă în seamă nici Dumnezeu? Iosua a fost așa ca o umbră după Moise. Și când s-a dus pe munte, probabil a rămas undeva mai jos acolo, dar Iosua era cu el, mereu în umbra marelui titan Moise și acum în cortul acesta, dar interesant e că Dumnezeu nu vorbește cu el. Dumnezeu vorbește cu Moise. Și una să vezi că ești nebăgat în seamă de oameni, dar ce te faci când ai senzația că nici Dumnezeu nu te prea bagă în seamă? Există o mare diferență între nebăgarea de seama oamenilor și nebăgarea de seama lui Dumnezeu. Oamenii nu te bagă în seamă din răutate. Dumnezeu nu te bagă în seamă din bunătate. Dumnezeu nu face greșeli, El nu poate să facă greșeli. Atunci când Dumnezeu nu bagă în seamă pe cineva, Dumnezeu vrea să facă ceva cu omul acela și asta e o metodă specială pe care Dumnezeu o face. Să te lase să crești în anonimat. E plină Biblia de oameni care n-au fost băgați în seamă și de oameni care au fost prea băgați în seamă. Viața și viitorul acestor oameni a arătat total diferit. Când vorbim de oameni care n-au fost băgați în seamă, cu siguranță ne gândim foarte repede chiar la Moise, care a venit cu pluta, am putea zice pe Nil, cu coșul pe Nil, adică s-a născut într-o vreme în care n-aveai voie să te naști și să fii băiat, era interzis. Și totuși a fost salvat așa ca un orfan și știți ce viitor i-a dat Dumnezeu și cum a ajuns chiar de două ori în viață să ajungă nebăgat în seamă. Odată când a fost luat de milă din apele Nilului și a doua oară când a ajuns ca un pribeag în pustie, și nu știa că își vede în față viitoarea nevastă. Dumnezeu pregătise un cămin pentru el, dar era un fugar, un pribeag, un nobody, am zice, nimeni. Ne gândim la Gedeon când ne uităm în Vechiul Testament și vedem că se vede, se simte, e un nimeni, face parte dintr-o seminție neînsemnată, n-are nimic cu ce să iasă la rampă, e speriat, bate acolo în teasc și acolo îl găsește Dumnezeu. Ne gândim la David, care nici măcar nu e pe lista celor care vor fi aleși pentru a fi împărați în Israel. Nici măcar nu e acasă, nu e luat în calcul de nimeni, nici măcar de tatălui, nici măcar de Samuel, până și marele om al lui Dumnezeu, Samuel, face greșeli. David e la oi, departe, e nebăgat în seamă de nimeni. Ce să vă zic atunci când citim în Isaia 53? Vorbește profetul acolo despre Iisus Hristos și spune, El a venit să poarte suferințele noastre, durerile noastre și noi nu l-am băgat în seamă. Dar El era Sfântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu cheamă doar nebăgați în seamă. Dacă ești băgat în seamă astăzi, Dumnezeu te va duce intenționat în punctul în care ai să ajungi nebăgat în seamă. Ca Dumnezeu să se poată folosi de tine. Cu ani în urmă ne-am întors din Austria în România, am locuit acolo aproape 7 ani, am slujit acolo și când m-am întors și a început așa o etapă nouă în viața mea, am avut o rugăciune foarte interesantă cu Dumnezeu. De obicei, în rugăciune te așezi ca să-i spui lui Dumnezeu lucruri.
și nu prea te aștepți să ai feedback. Adică te aștepți când te rogi să și zică ceva înapoi Dumnezeu? Maica Teresa, de exemplu, foarte scurt vă spun asta, a fost întrebată ce spune când se roagă, ce spuneți când vă rugați? Și au zis, nu zic nimic. Păi și zice atunci, ce zice Dumnezeu dacă... Păi nu zice nici el nimic. Pur și simplu stau acolo în prezența lui, nu zic nimic, nu zice nimic, ăsta e un gen de rugăciune. Este un alt gen de rugăciune în care aștepți o reacție, un feedback, un răspuns. Și stând într-o astfel de rugăciune, Dumnezeu m-a întrebat foarte clar și direct, ce vrei, ce vrei tu practic? Ce vrei tu de la viitor, practic, cinstit? Așa e bine să fii întotdeauna. Vrei să te vezi tu? Sau vrei să mă văd eu? Atenție, nu e niciun sirop spiritual aici. Ăsta e un angajament foarte cinstit pe care trebuie să-l facă fiecare credincios, mai ales cei care slujesc. E imperios necesar și vreau să vă zic că am avut atâta minte încât să nu mă grăbesc să dau răspunsul ăsta. Și am stat în fața Domnului și am spus, Doamne, cinstit, parcă aș vrea să mă văd și eu un pic. Atâta respingere am suferit în viața asta, atâtea picioare în fund, atâta uitătură urâtă și parcă aș vrea, nu aduce o vreme din aia în care să văd că mai și zâmbește lumea când mă vede, mai aud o vorbă bună, să mai primesc, parcă mi-aș dori și partea asta și Domnul spune, auzi, eu nu mi-împar slava cu nimeni. Eu nu mi-împar slava cu nimeni, tu poți să faci asta, dar o să continui să te vezi tu. Dacă vrei să mă văd eu, trebuie să ții angajamentul ăsta că renunți la dorința de a te vedea tu. Și am stat, m-am gândit și am zis, Doamne, cu toată sinceritatea spun, nu vreau să mă duc din lumea asta până nu văd lucrarea ta în viața mea și în mijlocul poporului tău. Și vreau să vă zic că după rugăciunea aceea s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, în predicarea mea, în biserica noastră chiar. A fost un moment foarte important. Nu știu cum ești tu astăzi, în ce situație te găsești, dar dacă ești nebăgat în seamă, ești persoana aceea pe care parcă toată lumea o ocolește și nu doar atât, ci parcă nici Dumnezeu nu-ți răspunde. Aș vrea să-ți spun că nu trebuie să disprețuiești poziția asta. Este o poziție extraordinar de binecuvântată. Vezi? Noi, sincer, ne întrebăm unde-s oamenii de altă dată? Sper să nu mă lansez acolo. Unde-s predicatorii de altă dată? Unde-i puterea de altă dată? Unde-s miile? Unde-s sutele de mii? Unde-s? Nu de acolo se pleacă. Nu de la scenă se pleacă. Se pleacă din spate. De la înțelegerea pe care o ai cu Dumnezeu. Cinstită. De acolo se pleacă mai departe. Dar contextul în care... Dumnezeu ne arată că El cheamă oameni nebăgați în seamă. Este următorul. Moise se duce pe munte și poporul în vale se strică, își face un vițel. Și primul lucru pe care îi spune Domnul lui Moise e faptul că trebuie să meargă mai departe. Trebuie să meargă mai departe. Trebuie să duci poporul acesta mai departe. Întoarceți-vă unul spre altul și spune celui de lângă tine, trebuie să mergi mai departe. Faceți lucrul ăsta unul spre altul. Cum? Cum? Cum să mergem mai departe? Cum să mergem mai departe? Suntem într-o criză așa de complicată. Cum să mergem mai departe? Nu s-a mai pomenit așa ceva. S-au descotorosit de Dumnezeu ca de o cârpă, a uitat de Moise, nu știu omul acela ce s-a făcut. Deci s-a întâmplat un dezastru. L-a ridicat pe Aron acolo și... Un dezastru. Poate așa e în viața ta astăzi.
E dezastru, e jaf, e fum. Spui, nu știi tu ce e acolo, dar vreau să zic că indiferent ce ar fi, primul lucru pe care Dumnezeu ți-l spune astăzi este că trebuie să mergi mai departe, nu ai voie să te oprești. Dacă te uiți în cărțile acestea, Exodul, Numeri, Deuteronom, de zeci de ori se spune că poporul a mers mai departe. A mers mai departe. Și știu că și noi vrem să mergem mai departe. Și mai ales vorbind în numele generației tinere, dați-ne voie să mergem mai departe. Rugați-vă pentru noi să mergem mai departe, postiți pentru noi să mergem mai departe. Trebuie să mergem mai departe, indiferent în ce situație ești, trebuie să mergem. Dar știu că pentru, mai ales pentru un om tânăr, noi lucrăm între tineri mult, deja asta sună iritant, adică tot știm că trebuie, mai ales la pocăiți, noi știm că trebuie și știm și ce trebuie, dar întrebarea e cum, frate? Cum că nu pot? Eu știu că trebuie, dar cum? Și uitați-vă ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru. Cum o să ducem lucrurile mai departe? Ce se va întâmpla în anii viitori, cu generațiile viitoare? Primul lucru foarte important este că trebuie să fii mai bun decât înaintașii tăi. Și eu ziceam că tot tineretul zice amin, amin. Că eram acasă, nici nu-i mai primeam duminica viitoare, dacă nu ziceau amin. E ceva foarte interesant în atitudinea aceasta. Eu văd în generația noastră un trac vis-a-vis de lucrurile spirituale. E poate justificat, dar nu-i momentul să intrăm în detalii. Dar noi trebuie să avem îndrăzneala aceasta. Uitați-vă, Iosua este un nebăgat în seamă, dar nebăgat în seamă fiind, foarte interesant, ia o decizie foarte importantă și nu-i singurul. Se uită așa la Moise, Moise, atenție, care era cel mai valoros de departe, cel mai valoros om din poporul lui Dumnezeu. Era singurul bun între ei. Noi nu știm cine e bun aici. Noi zicem că predicatorul, pastor, dar zicem noi nu știm asta. Dar Moise era clar, era singurul om acceptat de Dumnezeu, cu care vorbea Dumnezeu, era cu siguranță bun, era reperul. Și în condițiile acestea, Iosua se uită înspre el și spune, ok, atât a făcut Moise, eu o să fac mai mult decât atât. Și dacă Moise stă în cort, stă aici în prezența Domnului, dar până într-un punct, și la un moment dat se ridică și pleacă, Iosua spune, eu nu mai plec de aici veci. Eu aici stau în prezența Domnului. Până când Dumnezeu va face ceva, va lucra în inima mea, va schimba ceva. Nu-i singurul personaj. Când ești tânăr, trebuie să știi să ceri. Și tinerii știu să ceară, dar știu să ceară bani de la părinți. Asta nu-i complicat. Sau poate să ceri chiar de la tine performanță. Sau... Deci eu vorbesc din punct de vedere spiritual. Tu știi ce să ceri din punct de vedere spiritual? Imaginați-vă cum ar fi arătat Bartimeu orbu când stă cu Iisus în față și spune ce vrei să-ți fac? Să, nu știu, mărește-mi pensia sau... Dă 500 de lei, bă. Tu nu vezi. Știe să ceară, așa de important. Noi știm să cerem spiritual vorbind. Uitați-vă la Elisei, care atunci când stăpânul lui se ridică la cer, Elisei știe să ceară și ce cere. Adică cere cu îndrăzneală, nu cere oricum, ci spune ce? O măsură dublă din puterea ta. Mă, dar noi am zis, dar tu chiar n-ai nas, păi eu am fost Ilie. Păi eu când m-am rugat s-o oprit ploaia și când m-am rugat s-o porni ploaia. Da, eu vreau să fac de două ori mai mult decât atât. De aceea dă-mi o măsură îndoită din Duhul tău, din puterea ta. Avem îndrăzneala aceasta?
Vrem să facem asta. Uitați-vă la atitudinea lui Iosua. Este ceva de învățat de aici. Pentru asta trebuie plătit un preț. Și prețul pe care îl plătește Iosua este să stea acolo. E o perioadă în care trebuie să stai în anonimat. Nimic crescut în seră nu-i grozav. Știu că de multe ori vrem să părem ce nu suntem. Și vrem să dăm senzația că am crescut și suntem mari. Suntem... Nu suntem așa. Eu personal mă feresc să fac asta. Aș vrea să mă vedeți așa cum sunt. Mai necrescut, mai verde, pe aici, pe acolo. Poate o să mă coc cândva, dacă mă ajută Dumnezeu. Aici sunt în faza asta. În momentul ăsta mă vedeți. Pavel zice, mă feresc să am și eu însumi o părere prea bună despre mine sau să dau altora impresia despre asta. E foarte important lucrul ăsta. Iosua are îndrăzneală să ceară, stând în prezența lui Dumnezeu, altceva. Vara trecută, am venit din tabără, mie personal nu-mi plac duminicile clasice, nu mi-au plăcut niciodată. Eu, după cum citesc în Evanghelie, când vine Iisus Hristos într-un loc, când vine prezența Domnului într-un loc, nu mai seamănă o duminică cu alta. Nici programul nu mai seamănă unul cu altul. Să știți că nici predica nu e la fel. Și știți ce s-a întâmplat într-o duminică? Veneam din tabără, ne-am întâlnit, am început să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu și am sotinat cuvântul și am avut așa îndemn din partea Domnului să chem biserica să vină, să ne rugăm pentru ei. Și vreau să vă zic că cei de la închinare s-au pregătit, eu nu știu câte cântări acolo, că se termină biserica în jur de 12 și o mai ținut încă 2 ore cel puțin. Încă 2 ore, cel puțin, o mai ținut închinarea, au venit oameni pe rând, ne-am rugat pentru ei, au fost mărturisiri, ți era mai mare dragul să privești poporul care se ruga unii pentru alții, mai bătrâni, mai tineri, extraordinar, extraordinar. A fost un moment în care am luat hotărârea și am zis, noi avem o oră în care începem, dar nu avem o oră în care terminăm niciodată. Noi terminăm când e gata, nu când e ceasul, când e gata. Pentru că unul din motivele pentru care Dumnezeu nu ne dă e pentru că noi suntem mereu pe fugă. Noi vrem foarte repede tot. Dar cine suntem noi? Dar cine ne crede? Noi am venit aici, Doamne, am 2 ceasuri în care Tu trebuie să-mi schimbi viața. Tu trebuie să-mi vorbești, Tu trebuie să mă auzi. Când s-a terminat duminica aia, eu foarte mari probleme am avut cu postul, un post așa foarte slăboc în ce privește postul. Și am ieșit pe poartă de la biserică, zici că, și că pluteam, nu știam ce s-a întâmplat, așa o duminică de binecuvântată și a venit Duhul Domnului și mi-a zis în momentul ăla, știi că tu de acum nu mai poți să mănânci. Și m-am speriat, dar Doamne, dar cât, dar cum, știi? O să vezi, din momentul ăla, 7 zile, am intrat într-un post pe care nu l-am visat în viața mea, vă spun foarte deschis, cel mai slab postitor din lume am fost. Nu a fost un efort, nu a fost un chin, a fost o bucurie extraordinară pentru mine. Am fost trist când s-au terminat cele 7 zile. Parcă am coborât cumva de pe munte, a fost altceva. Știți de ce s-au întâmplat toate astea? Pentru că am stat un pic mai mult. Asta trebuie să faci tu. Când toată lumea pleacă, tu să mai stai un pic. Când s-a încheiat rugăciunea, tu mai roagă-te puțin. Când ceilalți au dat, tu dă mai mult cu ceva. Când ceilalți au zis, nu se poate, tu mai roagă-te încă o dată pentru o soluție. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Ceva mai mult. Iosua nu pleca de acolo. Stau aici, Doamne, până faci ceva cu mine. Programele noastre și predicile mele nu te vindecă pe dumneata. Nu-ți rezolvă problema dumitale. Singurul care poate rezolva este Dumnezeu însuși, slăvit să fie numele Lui. Dar nu a făcut program, nu a zis că vine la 10 și un sfert, nu a zis că vine la 11 și un sfert, nu a zis că vine la 12, El a zis că eu voi fi cu voi și noi trebuie să facem ce ne-a zis El, adică să-i dăm laudă, El vine în mijlocul cântării de laudă. Să fim sinceri, să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. El începe să lucreze, dar lucrează cum vrea El. Dumnezeu lucrează cum vrea El, nu cum vrem noi.
Din cauza asta nu te grăbi. Te poți grăbi în alte lucruri, deși nu-i recomandat, dar nu te grăbi când vine vorba de Dumnezeu. Stai liniștit. Stai cât trebuie și vei vedea că Dumnezeu va lucra. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa o să mergem mai departe. Când vom fi mai buni decât alții. Când vom căuta o măsură dublă din puterea lor. Când vom sta în cort, când toți ceilalți au plecat. Da? Cum a reușit Iosua să rămână acolo conectat, să fie mereu în prezența lui Dumnezeu? Diferența au făcut-o, spune numărul 27 cu 16 și versetul 18, după aia spune în 18, ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu și să-ți pui mâna peste el. Când stai în prezența lui Dumnezeu, te umpli de Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că fără Duhul lui Dumnezeu nu există biserică autentică. Fără Duhul lui Dumnezeu nu există putere. Fără Duhul lui Dumnezeu nu există ungere, e un deșert, e o uscăciune. Și cei mai periculos din punctul acesta de vedere este că noi putem să facem foarte multe slujbe religioase fără prezența, fără puterea Duhului Dumnezeu. Asta e foarte periculos că noi le putem face. Poți să predici zeci de ani fără niciun pic de putere, fără niciun pic de autoritate. Poți să predici, poate să fie chiar ok, bine. Poți să vii să cânți, poți să ai rugăciuni, poți să faci toate lucrurile acestea, dar diferența se vede întotdeauna în putere. Duhul lui Dumnezeu aprinde cuvântul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Păi noi suntem terminați dacă nu se întâmplă asta, vă spun de ce. Noi știm pe de rost Biblia. Și vreau să vă spun că, deși e extraordinar de important să cunoști Biblie, să o memorezi, e excelent. Îmi amintesc de profesorul Radu Gheorghiță, de perioada de la master, în care a venit foarte tacticos și a spus, dacă vreți să studiem Epistola către Galateni, aveți câteva zile să o memorați. Și după aia a fost o binecuvântare. Dar cu toate astea, de foarte multe ori, prin faptul că știm chiar pe de rost anumite fragmente din Biblie, ăsta poate fi un impediment în cercetarea noastră. Foarte ușor devenim farisei și față de noi înșine. Și am învățat un lucru în viață până la anii ăștia, să nu zici că ești bine niciodată când nu ești bine. Ascultați-mă. Când vii în fața Domnului, ce vrei să-ți facă Dumnezeu dacă tu vii și zici, Doamne, ești bine? Tu nu ești bine. Nu spune, Doamne, nu sunt bine. Nu sunt bine, te rog, fă ceva cu mine. Nu plec din prezența ta. Sau vreau o putere îndoită. Doamne, n-am putere, sunt un creștin slab, mă bat în toate ispitele, pierd. Nu spune, sunt bine? Noi suntem din neamul lui, toți suntem bine. Nu e așa. Când vorbim în discuții așa, unul cu altul, și există un mediu în care să fim transparenți, când zicem că nu suntem bine, atunci Dumnezeu începe să lucreze. Începe să se schimbe ceva. Cu ani și ani și ani în urmă, nu chiar așa de mult, dar totuși, cred că prin anul 2 eram la seminar, înainte de a avea o perioadă mai complicată în viața mea, m-am trezit în puterea nopții cu o voce, așa, buf, ca un tunet. Și vocea aia zicea, scoală-te și roagă-te că satana te-a cerut să te cearnă ca grâu. No, eu eram student la Institutul Baptist din București. No, cine mi-a vorbit? Am pus mâna pe colegul de pat. E doctor în teologie astăzi, profesor mare. Pun apel. Bă, zic, tu ai auzit? Trezit buimac din somn. Mă, n-am auzit nimic. Ce ai, mă? Ce ai pățit la...
Bă, zic că am auzit o voce foarte tare și clar că mi-a zis să mă trezesc, să mă rog, că Satana m-a cerut ca să mă cearnă ca greu. Și zice, păi bă, dar ăla e un verset din Biblie. Și el a fost momentul în care mi-am reamintit perfect contextul în care îi spusese lui Petru. Dar în momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit mie personal, m-a făcut să uit faza aia din Biblie, că dacă pentru mine rămânea doar o fază din Biblie, aș fi zis ce verset frumos. Dar n-aș fi luat-o ca o avertizare pentru mine. Dumneavoastră astăzi când plecați de aici, nu trebuie să ziceți ce versete frumoase și ce predică frumoasă sau urât a fost. Dumneavoastră trebuie să ziceți ceva cu viața când plecați de aici. Trebuie să ziceți ceva cu fața. Trebuie să fie niște decizii pe care le-ați luat. Dacă nu, am bătut caie de pomană, dar eu știu că așa va fi. Pentru că Dumnezeu a promis că așa va fi. Din cauza aceasta, da, este o perioadă în care stai în anonimat, când pleacă toți tu rămâi. Vine vremea în care Dumnezeu te înalță și spune lui Moise, îl pui pe Iosua, pentru că în omul ăla există Duhul meu. Duhul meu. E foarte important să vedem aspectul acesta. Când Hristos a înălțat la cer, a spus ucenicilor, a spus viitoarei biserici, rămâneți în Ierusalim, nu plecați, pentru că aveți nevoie de putere. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Puterea a fost așa de uimitoare încât opozanții bisericii au zis, ce cu oamenii ăștia? Ăștia sunt idioți și agramați, noi știm, sunt needucați. Și zice textul din Fapte, și cunoscuseră că au fost. Avem nevoie să ne construim un model autentic, biblic, ca să-l putem urma. Doar așa putem merge mai departe. Doar așa putem călca în viitor. Biserica a rămas în simplitatea ei. Și în zilele astea mă gândeam la faptul că biserica zilelor noastre a uitat întrebările simple. Știți ce gen de întrebări a avut biserica primară? Cum a mers ea mai departe? Au fost întrebări foarte simple, de genul, nu ți-e foame? Tabita avea și ea o întrebare foarte simplă, nu ți-e frig? Nu vrei să-ți fac o haină? Nu ți-e frică? Nu vrei să te faci bine? Așa au fost întrebările bisericii. Știți care e diferența? Și ce trebuie să ne dorim și ce Dumnezeu face, slăvit să fie numele Lui, este că ei, prin puterea lui Dumnezeu, aveau și soluții la problemele astea. Amin? Domnul să binecuvinteze, am un susținător acolo, trebuie să împart farfuria cu tine la amiază. Domnul să vă binecuvinteze. M-a plopit de încheiere. Ce se întâmplă? Îți dau și un pic, frate. Așa că să fii mai generos când îmi dai tu mie. Să... Am mai mulți tineri cu care suntem într-o relație de mentorare. Pentru că în adicții și în legături și în... E dificil. Dar Dumnezeu are putere și poți ieși, te poți smulge de acolo. Și pentru unii din ei există fir deschis, 24 din 24, oricând, la orice oră, poți să-mi scrie. Nu mai pot, uite, se întâmplă, e unul noaptea, hai te rog, ridică-te, roagă-te cu mine, că nu mai pot, sunt foarte tentat.
deschid calculatorul sau să fumez sau așa mai departe. Și într-una din seri, din nopți, îmi scrisese așa un tânăr și nu am mai știut ce să-i mai zic, cum să-l mai încurajez. Știi, când se termină versetele, se termină... Parcă întotdeauna m-a iritat poveștile astea așa de pastor, știi, de tu trebuie și uite ce spune acolo și ce spune acolo, dar parcă n-au nicio putere, nu? La un moment dat e gata, nu se mai întâmplă nimic. Și nu știam ce să-i mai scriu și știam că e disperat și m-am rugat și zic, Doamne, ce să-i zic, să-i zic ceva, dar zic, îți convins, omul, trebuie ceva cu putere. Și am scris așa, mi-a dus Domnul în minte atunci un cuvânt. Foarte interesant este că întotdeauna Duhul lui Dumnezeu lucrează în tandem cu Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată în contradicție. Și versetul era, voi nu mai datorați nimic. Firii pământești, tu poți, dar nu mai ai nicio datorie. Și am scris, auzi, dragul meu, mă, tu nu mai ai nicio datorie, tu nu ești dator să faci treaba asta. Ascultă-mă, tu poți să-ți petreci noaptea asta cum vrei tu. Poți să-ți petrezi ziua de mâine cum vrei tu, poți să ieși cu bicicleta, poți să te plimbi, poți să pictezi, poți să cânți, poți să-ți vizitezi părinții, poți să faci ce vrei tu, să-ți tunezi mașina, să știi ce-ți place ție, să poți să faci, tu ești liber să faci asta pentru că Hristos a plătit datoria, tu nu mai ai nicio datorie. Uitați-vă cum lucrează Cuvântul lui Dumnezeu în puterea lui Dumnezeu. În timp ce eu îl încurajam pe ăsta, altul îi scrie lui, un tip din orașul nostru care acum e acolo și care nu doar era consumator, ci și vânzător de droguri și îi scrie, băi, sunt foarte deprimat, descurajat, el venise la biserică și ce să facă tânărul care vorbise, a primit un verset de la pastor, l-a dat mai departe, zice, băi, îți spun ceva, tu nu mai datorezi nimic firii pământești. Eu trimis versetul mai departe. A doua seară ne-am întâlnit la tineret, al doilea tânăr a venit la mine și zice, aseară am fost născut din nou. Mi-a trimis, zice, băiatul ăsta, dar nu mi-a trimis, zice, așa o jumate de verset, dar nu știu ce s-a întâmplat, zice, nu m-am căzut jos acolo, am stat, m-am rugat, am plâns, m-am predat Domnului, astăzi acolo și slujește Dumnezeu să-L binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Dacă nu-L stricăm, ce facem noi cu El, să citim așa ca din reviste? Nu, e Cuvântul lui Dumnezeu și are nevoie de puterea lui Dumnezeu. De aceea să nu ne fie frică să cerem să ne umple Duhul lui Dumnezeu. Amin? Pentru că avem nevoie de puterea aceasta și atunci da, orice cuvânt care vine de la Dumnezeu vine însoțit de putere. Și biserica n-a avut prea mulți bani, dar a avut foarte mare putere. Și apostolii au spus, n-avem aur și argint, dar ce avem îți dăm în numele lui Iisus, ridică-te! Mulți oameni au vrut să plătească cu bani pentru puterea asta și nu li se da. Să nu ne lăsăm înșelați. Voi aveți puterea asta, știți? Voi puteți să faceți asta. Voi aici în Baia Mare, voi la BBSO, voi trebuie să ridicați ochii, să priviți în față, înspre viitor. Cum veți duce lucrurile mai departe? Cum o să le duci tu, cel care cânți în echipa de închinare, predicați, susțineți, cum le vei duce mai departe? Învață din cuvântul acesta. Nu pleca când pleacă toți. Vrei să vezi altceva, vrei să fie altceva. Nu pleca când pleacă toți. Tu rămâi în prezența lui Dumnezeu. Desertul vine după. După ce ai rămas, după ce ai insistat, după ce ai căutat fața lui Dumnezeu, atunci vine cei mai frumos. Uită-te la Ana. Când toată lumea pleacă să mănânce, ea renunță la mâncare și se duce și se roagă. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Dar ce fel de rugăciune? Sunt un om practic. Viața m-a ajutat și cu bune și cu rele. Să-mi dau seama că de un Dumnezeu mort n-are nevoie nimeni. Nici eu n-am avut. Așa că uitați-vă, ne rugăm, dar ce-i rugăciunea pentru dumneavoastră? Dacă nu este Duhul lui Dumnezeu, ce-i rugăciunea pentru dumneavoastră? Un fel de pansament pe conștiința noastră nu ajută cu nimic, dar uitați-vă la Ana, uitați-vă la Ana. Ea se roagă și într-adevăr nu cade copil din cer. Unii foarte intelectuali, sfătoși, cum, ce-i aia, cadă copil?
Nu, copil nu cade din cer, că am citit și eu acolo în Biblie. Dar știți ce s-a întâmplat? I-a revenit brusc pofta de mâncare. I s-a dus nodul din gât. S-a schimbat fața. De ce? Că a primit o promisiune de la Domnul, nu așa, ci în inima ei. Dumnezeu i-a spus, îți voi da un copil, du-te, ți-am ascultat rugăciunea. S-a schimbat inima ei. A venit pacea lui Dumnezeu peste ea. Așa trebuie să ne rugăm noi. Înțelegeți lucrul ăsta? Dacă Dumnezeu nu face ceva în noi, suntem terminați. Știți cum merge mai departe? Cum a mers biserica mai departe? Stând cu oamenii în care Dumnezeu a lucrat lângă ei. Apostolii erau anchetați de Sinedru, dar spune cuvântul în Cartea Fapte că nu le putea face nimic. De ce? Pentru că slăbănogul a vindecat era lângă ei. Uneori m-ar fi mâncat și pe mine pe pită, dar era copilul lui acolo, era ieșit din droguri. Ar fi întins, nu putea pune mâna pe mine că era lângă mine. Și unde mă duceam, la uite-te la el. Tu știi, tu l-ai văzut cel mai bine în casa ta. Nu, la Dumnezeu e problema, Dumnezeu are putere și astăzi. Trebuie să credem în numele Lui cu adevărat. Trebuie să așteptăm ca El să lucreze. Trebuie să fim mult mai practici în tot ceea ce facem. Trebuie să fim plini de credință în orice mică rugăciune. Și veți vedea, Dumnezeu va lucra. Oh, poate sunt unii mai în vârstă aici și zici, se referă la generația tânără. Vă spun foarte concret. Cred că pentru prima dată când am auzit un frate, mai în vârstă din adunarea noastră, pentru prima dată a vorbit în biserică. Așa, din spatele bisericii, pentru prima dată, nu l-am auzit în viața mea. Și pentru prima dată s-a ridicat și a spus, vreau să vă mulțumesc pentru rugăciuni. Dumnezeu m-a eliberat dintr-o depresie cruntă. Săptămâna trecută și am zis toți, aleluia, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Fost într-o situație așa de grea, poți să-i citești, poți să-i spui că știe de o viață întreagă, de toate. Dar venim și zic, bă, fraților, nu știu ce s-a întâmplat, ce ați făcut, cum ați făcut, dar ziceți mai bine ca înainte. Așa au fost într-o depresie profundă că nici să o conducă n-au putut. Nici mașina, dintr-un om foarte activ. Dar Dumnezeu s-a atins de el. Dumnezeu are putere. Eu aș fi fost praf astăzi dacă Dumnezeu n-ar fi avut putere. Eu aș fi fost praf astăzi dacă Dumnezeul meu n-ar fi fost un Dumnezeu care cheamă doar nebăgați în seamă. Dar vreau să spun un lucru înainte de a se încheia dimineața aceasta. Nu doar că trebuie să fii nebăgat în seamă ca să mergi mai departe, dar trebuie să rămâi așa. E foarte important să rămâi așa. În 1 Corinteni, Pavel spune că Dumnezeu a făcut o alegere. Și de aceea zice Pavel, uitați-vă între voi, uitați-vă la voi, fraților, toarceți-vă stânga, uitați-vă. Prea mulți intelectuali, nu prea așa de neam ales printre voi și totuși uitați-vă ce face Dumnezeu în mijlocul vostru. Nu v-ați întrebat de ce? Ba da, chiar ne-am întrebat, Pavel, de ce? Dintr-un singur motiv, Dumnezeu a făcut o alegere. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tare. Au fost persoane, personaje în Biblie care au fost prea băgați în seamă. Și asta nu le-a folosit la nimic. Când mă uit la împăratul Saul, care era cu un cap peste toți, ușor de remarcat, o personalitate interesantă, a sfârșit tragic. Mă uit la Saul din Tars,
care era tânăr și era membru în Sanhedrin și era recunoscut și avea autoritate și era școlit. O trebuie să ajungă în punctul în care să fie un nebăgat în seamă, în casa unui pocăit care nu l-a grea, nici nu avea încredere în pocăința lui și în ce s-a întâmplat cu el. O trebuie să ajungă în punctul ăla în care să fie ori fizic ca să poată să facă Dumnezeu ceva cu el. Ești probabil în aceste două situații astăzi. Poate ești mai nebăgat în seamă. Ai senzația că peste tot, toate lucrurile pot funcționa foarte bine și fără tine. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Noi suntem oameni, indiferent ce performanță am avea în viața asta. Noi suntem doar oameni. Și vreau să vă spun că în textul ăsta s-a întâmplat ceva dramatic și foarte dureros. Știți la inaugurarea templului ce s-a întâmplat când se roagă Solomon? Un tânăr care se roagă sincer. Așa a venit prezența lui Dumnezeu în locul acela, că n-au mai putut nici preoții să facă slujbă. S-a oprit tot. Sunt duminicile mele preferate. Sunt întâlnirile mele preferate, în care atunci când vine prezența lui Dumnezeu cu așa putere, nu mai poate nimeni cânta, nu mai poate nimeni predica, mie mi se opresc cuvintele aici, când mă uit la cel care e la pian, stă și plânge și nu mai are nimeni nimic de zis, pentru că Dumnezeu spune tot în momentele acelea, prin prezența și prin puterea Lui. Așa plină era sala aceea, era templul de prezență încât oamenii n-au intrat. Dar în textul pe care l-am citit s-a întâmplat exact contrariu. Tabăra era așa de plină de ei încât Dumnezeu a spus, eu nu mai pot să intru. Pentru că dacă intru, trebuie să vă nenorocesc pe toți. Ce diferență mare! Cum e în adunarea noastră? Mă întreb pentru noi, mă întreb pe voi, cum e astăzi la BBSO? Cine umple aici? Voi? Haideți să ne tragem în spate astăzi. Aici este cineva mult mai important decât cel mai valoros om din locul acesta și nu mă îndoiesc că sunt oameni valoroși. Dar el e mult mai important decât oricare dintre noi. Pentru că noi nu avem nevoie de sfaturile noastre reciproce, sunt lipsite de putere, au un efect limitat. Noi avem nevoie de Dumnezeu, amin? Slăvit să fie numele Lui! În problema ta, în situația ta, în adicția ta, în depresia ta, în necazul tău, în frământarea ta, în faptul că nu reușești să fii ce ai vrea să fii pentru Domnul, tu n-ai nevoie de mine. Tu ai nevoie de Cel ce poate vorbi prin mine. Și acesta este unul singur Dumnezeu. De aceea astăzi facem toți pasul în spate și spunem, Doamne, fii binevenit în tabăra ta. Noi trebuie să te dăm înapoi ca tu să umpli locul acesta. Ca apoi să nu mai plecăm de aici. Să stăm acolo în prezența ta. Locul din care ne-am rupt în Eden. Locul unde suntem cu adevărat împliniți. Locul în care primim răspuns la întrebările noastre. Locul în care viața face sens. Locul din care pleci schimbat, o schimbare care ține. Este locul prezenței lui Dumnezeu. Nu este nimeni care să te iubească așa cum te iubește Dumnezeu. Și până se pregătește echipa de închinare să vină și să cântăm o cântare prin care să-L lăudăm pe Dumnezeu, haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm în prezența Lui. Nu e important cine e în fața ta, în spatele tău, în stânga sau în dreapta ta, o singură persoană importantă aici și aceea este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Până se pregătește echipa de închinare, vreau să vă spun așa, știu, simțirile noastre sunt secundare, dar ele sunt totuși importante.
Avem nevoie, mai ales noi cei care de ani de zile, de zeci de ani de zile umblăm cu Domnul, avem nevoie să-i simțim prezența. Avem nevoie și de ceva concret pe care știm că El l-a făcut în viața noastră. Cu cea vreme în urmă, m-a sunat cineva să mă cheme la spital, să mă duc să vorbesc cu o doamnă care era bolnavă de cancer. Și am întâlnit acolo, într-un salon singură, o doamnă din Oradea, expert contabil, uscată de boală, care avea o problemă, avea o durere. Foarte interesant, durerea nu era de ce moare de cancer, cum ne-am așteptat cu toții, ci avea o singură problemă, o singură întrebare. Știți care a fost întrebarea? Și de ce a vrut ea să întâlnească un pastor? I-a spus: o prietenă m-a încurajat să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă botez. Și am fost botezată. Dar cei care m-au botezat mi-au spus așa: când o să vă botezați, o să simțiți ceva special. Și acum, după câțiva ani de zile, femeia asta era așa înaintea morții, a și murit la câteva zile după. Și a spus: domnul pastor, n-am simțit nimic. Eu am rămas așa trăznit, gândindu-mă ce problemă are ea. Dom'le, nu a zis niciun cuvânt despre faptul că Dumnezeu ia viața de tânără, că e bolnavă, că moare, ce avea o singură problemă, că i-a spus cineva că o să simtă și n-o simțit. Nu. Ce mă fac, Doamne? M-am rugat Domnului, mi-am dat seama că nu-i momentul de filozofii. Că știți că noi nu ne bazăm pe simțiri și știm și probabil știa și ea. Și am zis: Doamne, eu mă rog pentru femeia asta să te simtă pe tine. Dacă tu îngădui să mă fac astăzi de râs, mă fac de râs, nu-i nicio problemă. Dar eu mă rog ca femeia asta să te simtă. E dorința ei: Doamne, mie mi se rupe inima pentru ea, eu sunt un om rău. Mi se rupe inima pentru ea. Îi iei viața, îngădui, e boală, dar nici măcar să te simtă pe tine. Eu mă rog, zic, pentru femeia asta, dacă nu faci nimic, lasă să rămân eu de rușine astăzi. Și m-am rugat pentru ea. Și m-am rugat și s-o ruga și ea. Și m-am rugat și eu. Și nu și-a mai deschis ochii din rugăciune, nu mă spunea într-una: Am simțit. Mi-a luat ani de zile în viață să mă las îmbrățișat de Iisus, să simt și eu că mă iubește cineva fără niciun interes, că mă iubește cineva așa cum sunt, fără să mă corecteze. Ani de zile nu am avut această îmbrățișare decât intelectuală și teoretică și am avut așa de mare nevoie să o am spirituală, când e cazul fizic să simt că Iisus m-a cuprins. De asta aveți nevoie și voi. Noi care știm atât de multe lucruri, avem nevoie să reconștientizăm, să chemăm și să credem în lucrarea lui Iisus Hristos, prezentă, autentică, astăzi, aici. Așa că haideți să cântăm cântarea asta care înalță numele lui Dumnezeu. Și după ce cântăm cântarea aceasta, o să venim într-o rugăciune și o să rugăm pe Dumnezeu, fiecare dintre noi, exact așa cum este dorința inimii tale, exact așa cum e nevoia ta să vii în fața lui Dumnezeu să te rogi. Haideți să înălțăm numele lui Dumnezeu. Oamenii imperfeți ca și mine, i-ai iubit cum nimeni nu poate și cu ei tu lumea ai schimbat. În Dumnezeu avem valoare, nu e nimeni la întâmplare. Și atunci când șoapta celui rău iarăși mă întreabă: tu cine crezi că ești? Răspunsul: doar un oarecare,
Și vreau să știe fiecare totul despre Cel care m-a mântuit. Și de când am fost salvat, al vieții cântec am aflat. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. Îndrăse Dumnezeu, oameni a chemat sângele lui Iisus și pe mine m-a răscumpărat. Și chiar de numele va fi pe deplin uitat. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. În dragoste Dumnezeu oameni a chemat sângele lui Iisus și pe mine m-a răscumpărat. Și chiar de numele va fi pe deplin uitat. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. Oarecare și vreau să știe fiecare totul despre Cel care m-a mântuit. Și de când am fost salvat, al vieții cântec am aflat. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. Păi spune lumii neîncetat că-i doar despre Iisus. Să fie numele Lui. Haideți să închidem ochii și să venim într-o rugăciune în fața Lui la finalul acestei zile. Domnul este aici prezent. Domnul ne-a vorbit prin cuvântul Lui. Domnul e prezent în mijlocul cântărilor de laudă. Vino și vorbește și tu cu El în momentele care stau în față. Dacă cineva e aici și încă nu l-a primit pe Iisus în inima lui, încă nu a avut un moment în care să se oprească din cursul acestei vieți, că ești aici, ești în situația aceasta, poți să faci o rugăciune sinceră și simplă și să spui: Doamne Iisuse, am nevoie de Tine, vino și în viața mea. Am auzit din cuvântul Tău că Tu ești Cel care chem pe cei nebăgați în seamă. Sunt și eu un nebăgat în seamă aici. Cheamă-mă să pot veni la Tine. Iartă-mi păcatele. Spală-mă prin sângele Fiului Tău care s-a vărsat la cruce. Lasă Duhul Tău în viața mea să rodească toată roada binecuvântată. Poate ești aici și ești falimentar. Viața ta nu e o viață din belșug, așa cum Iisus a venit să dea. Oricare ar fi problema ta, îndrăznește cu credință și spune-o. Iisus face diferența. Puterea Duhului Lui face diferența. Nu lăsa pe Satana să te înșele zicându-ți că ai făcut zeci și sute de rugăciuni. Nu mă interesează toate rugăciunile acelea, știu un singur lucru, există un timp prezent în gramatica lui Dumnezeu și îl trăim astăzi. Un timp în care Dumnezeu e aici. Du-te cu problema ta la El. El n-are nevoie de scăldătoare, n-are nevoie de tulburare apei, n-are nevoie de înger, n-are nevoie de nimeni, El este Iisus. Nu trebuie să-i faci tu program, nu trebuie să-i spui tu când, cum, tu trebuie să crești și să-L chemi și El va lucra, binecuvântat să fie numele Lui. Doamne, Te lăudăm și înălțăm numele Tău, Tu ești singurul vrednic de laudă. Doamne, Tu ești Cel care dai culoare întâlnirilor noastre. Tu ești Cel care aduce speranță în inima noastră, pentru că la Tine este puterea. Și îți mulțumesc că cuvântul Tău are putere și astăzi. Îți mulțumesc că Evanghelia Ta are putere aici la Baia Mare. Îți mulțumesc că Tu încă mântuiești oameni. Îți mulțumesc că Tu ridici oameni. Îți mulțumesc, Doamne, că planurile și gândurile Tale sunt gânduri de bine.
Îți mulțumesc că vrei să ne dai un viitor și o nădejde. Doamne, te rugăm, dă-ne înțelepciune, putere să călcăm în planurile acestea. Doamne, mă rog pentru biserica aceasta, în mod special, pentru oamenii care sunt prezenți aici. Te rog, fă din ei oameni ca Iosua, fă din mine un om ca Iosua. Doamne, să rămână când toți ceilalți pleacă, să fie dispus să plătească costul urmării tale. Doamne, te rog să-ți umpli biserica aceasta cu Duhul Tău. Te rog, dă putere și autoritate cuvântului Tău. Te rog, dă putere și autoritate în închinare. Doamne, lucrează Tu ca oameni să fie mântuiți în locul acesta, să fie un loc plin de puterea Ta. Doamne, te rog, binecuvintează viețile din spatele acestor oameni care stau astăzi aici. Tu cunoști totul, orice frământare, orice derapaj, orice greșeală, orice păcat. Doamne Iisuse, Tu ai spus în cuvântul Tău că nu este păcat prea mare pe care să nu-l poți ierta. De aceea te rog, iartă astăzi, Doamne. Iartă-mă pe mine, iartă-ne pe noi, iartă-ne pe toți, iartă pe fiecare în parte. Vrem să mărturisim viața noastră încă o dată astăzi, vrem să fim spălați și curățiți. Și apoi, Doamne, vrem să știm că Tu te vei baza pe noi în viitor, că Te vei folosi de noi așa de vrednici cum suntem, pentru că vrem să vedem lucrarea Ta în generația noastră, sub ochii noștri. Și, Doamne, mă întăresc când văd în cuvântul Tău. Când începe cartea Iosua, începe cu reconfirmarea alegerii lui și Tu îi spui lui Iosua, Doamne, o promisiune extraordinară, nimeni nu va putea sta împotriva Ta cât vei trăi. Ai același cuvânt pentru noi când suntem plini de Duhul Tău, când știm să stăm în smerenie, Doamne, acolo, nebăgați în seamă. Nimeni nu ne va putea sta împotriva în tot restul vieții noastre. Pentru că Tu ești cu noi. Doamne, biserica e a Ta. Lucrarea Ta. Ai Tăi suntem și noi. Vrem să stăm acolo. Te rog să binecuvintezi slujitorii din biserica aceasta. Pe cei care slujesc la închinare, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. Îți mulțumesc, binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mulțumesc foarte mult pentru răbdare, că m-ați ascultat și mă bucur că am putut fi cu dumneavoastră. Dați-i drumul, că nu e o să important cântarea, haide să lăudăm pe Dumnezeu. Yeah.
într-o zi, doi oameni s-au întâlnit, unul dintre ei nu mâncase niciodată o nucă. Și l-a întrebat pe celălalt, cum este Dumnezeu? Și ăsta avea în mână o nucă și zice, Dumnezeu e ca o nucă. Trebuie să guști. Și omul a luat nuca și a băgat-o așa cu coaja aia verde în gură și a început să muște din nucă. Și zice, dacă așa e Dumnezeu, nu mi-l trebuie. Prea amar. Și a zis, celălalt i-a răspuns, Dumnezeu e ca o nucă, dar nu ca și coaja aceea verde. Așa că omul a băgat iarăși nuca în gură, a luat jos coaja verde, a băgat nuca în gură și a strâns tare din dinți și a zis, dacă așa e Dumnezeu, nu mi-l trebuie. Prea tare. Fără gust. Și omul i-a zis, Dumnezeu e ca o nucă, dar nu ca și coaja aceea. Trebuie să spargi coaja aia. Omul a spart coaja, a luat sâmburele și l-a băgat în gură și a zis, parcă e altceva deja, dar tot e un gust amărui. Și omul zice, Dumnezeu e ca o nucă, dar trebuie să iei jos și pielița aceea. Și omul a dat jos pielița aceea și a băgat nuca sâmburele și a zis, într-adevăr, nuca e foarte bună. Și omul zice, Dumnezeu e ca o nucă. Dacă vrei cu adevărat să guști și să-L experimentezi pe Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu este cu adevărat bun. Dacă vrei să fii superficial și să te oprești așa cu, la prima dezamăgire, după toate prejudecățile tale și după toate limitările tale, foarte ușor o să întorci spatele și o să zici că Dumnezeu nu e pentru tine. Ai auzit în dimineața asta că dacă alegi să rămâi lângă Dumnezeu suficient până când Dumnezeu îți va răspunde, până când îl vei experimenta pe Dumnezeu, pe un Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar care nu-i împiedicat de asta să ți se descopere și să-l experimentezi în adevărata lui savoare, vei descoperi cât de bun este Dumnezeu și cât de mult bine poate să-ți facă sufletului și vieții tale. De aceea te încurajez, rămâi lângă Dumnezeu. Și când ai întrebări la care încă nu găsești răspuns și când te doare și nu primești alinare și când ești nebăgat în seamă și când parcă cerul e închis și te rogi și parcă Dumnezeu nu-ți răspunde, nu te grăbi să pleci din prezența Lui, stai acolo. Pentru că vreau să spun ceva, dacă stai lângă Dumnezeu și crezi că e acolo și că va lucra, s-ar putea să nu-ți răspundă atunci când vrei și așa cum vrei, dar dacă stai lângă Dumnezeu și îi ceri să facă ceva, Dumnezeu va face ceva. Și vreau să spun că atunci când Dumnezeu face ceva, El face întotdeauna ceva extraordinar. Și sunt convins că Dumnezeu poate să facă ceva extraordinar cu viața ta. Și-ți spun asta și din argumentul biblic, dar spun asta și din experiența personală. Au fost multe momente în viața mea
când încercam să-mi imaginez și să visez o biserică la care nu doar să mă duc, aveți un pastor plângăcios. Să știți că și noi pastorii suntem ca și voi, suntem oameni obișnuiți care avem momente în care vrem și noi să vedem că se întâmplă ceva și că Dumnezeu lucrează. Am mai zis-o și cu altă ocazie, refuz să fiu un pastor într-o biserică la care doar vin oameni. Îmi doresc și vă spuneam că mă gândeam de multe ori de-a lungul adolescenței mele, a tinereții mele, cum visez biserica. Și vreau ca biserica să fie cu adevărat un loc în care nu doar să venim, ci să venim noi, ci să fie cu adevărat un loc în care să-L întâlnim pe Dumnezeu, să-L experimentăm pe Dumnezeu, să se întâmple lucruri, să facă Dumnezeu lucruri și să facă lucruri care să fie extraordinare. Și când plecăm de aici, să nu zicem neapărat ce extraordinar a fost predicatorul sau ce extraordinar a fost programul, ci să zicem ce extraordinar e Dumnezeu ăsta. Și vreau să spun că biserica asta nu e un loc în care îl închidem pe Dumnezeu și îl lăsăm aici până duminica viitoare. Dumnezeu vrea să vină cu noi acasă, în mașină, la locul de muncă. Și să continue să facă lucruri extraordinare. Așa că ia-L pe Dumnezeu astăzi cu tine și chiar dacă nu rămânem aici, ci mergem la ale noastre, să nu mergem doar la ale noastre, ci să îl ducem pe Dumnezeu cu noi la ale noastre și să vedem ce poate să facă Dumnezeu în necazurile noastre, în bolile, în suferințele noastre, în întrebările noastre fără răspuns, în nevoile noastre, în propovăduirea noastră, în îndrăzneala noastră de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Haideți să fim fiecare dintre noi niște ambasadori al lui Dumnezeu în lumea de afară, care are așa de mare nevoie să-L cunoască pe Dumnezeul acesta extraordinar. Și te rog, așa de frumos ne-a vorbit astăzi Dumnezeu, când nu știi sigur, când nu vezi clar, când nu găsești răspuns, nu pleca de lângă Dumnezeu. Alege să crezi, alege să ceri, alege să stai lângă El până când va face ceva și vei vedea ce lucruri extraordinare poate să facă Dumnezeu. Eu astăzi mă bucur că
Dumnezeu încă o dată ne-a surprins cu prezența Lui într-un mod atât de frumos și mulțumim, Alin, că te-ai lăsat folosit de Dumnezeu astăzi. În timp ce Alin predica și ne spunea eliberarea de care a avut parte când a primit acel cuvânt din partea lui Dumnezeu, așa de bine m-am regăsit. Așa mi-aș dori să aveți și voi măcar o dată sentimentul ăla că ai primit de la Dumnezeu ceva ce ai ce să le dai oamenilor. Îți vine să sari pe pereți de bucurie că stai poate uneori ore întregi, zile întregi și te frămânzi și te gândești oare ce le-aș putea spune oamenilor, că de vorbe nu se satură oamenii. Cu vorbe nu se satură oamenii și sufletele oamenilor au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și așa de fain când știi pur și simplu că Dumnezeu ți-a vorbit și când știi că Dumnezeu are să le spună ceva oamenilor. E așa de fain. De aceea continuați să vă rugați pentru noi pastorii și predicatorii. Și pentru mine care e mai băgat în seamă și pentru Emi care e mai nebăgat în seamă că e păstor secund, cum a spus Alin. Și pentru toți cei care vin aici să se ridică să predice. Avem așa de mare nevoie să știm că biserica se roagă pentru noi. Dacă nu vă place de predicatorul pe care îl aveți în față, duminică de duminică, nu e nicio problemă, puteți să-l schimbați. Rugați-vă pentru el. Rugați-vă mai mult pentru el. În loc să povestiți mai mult despre el și să criticați ce a spus sau nu a spus, rugați-vă. Și puterea lui Dumnezeu va fi aici. Și asta ne dorim. Puterea și prezența lui Dumnezeu să fie aici, în fiecare mesaj, în fiecare cântec, în fiecare program pe care îl avem. Doamne, binecuvintează în continuare viețile noastre și biserica noastră. Binecuvintează-L pe fratele Alin și lucrarea lui, biserica din Dej, familia lui. Doamne, în generația asta, ajută-ne să fim mai puternici decât tot ce am văzut în trecut. Nu ca să ne scoatem pe noi în evidență, nu ca să ne mândrim noi, ci pur și simplu pentru că nu ne convine să stăm jos, să tăcem. Când Tu ai pentru noi o putere așa de mare să Te mărturisim pe Tine pentru generația asta, Te rugăm, folosește-ne, Doamne, în continuare. Toarnă prin Duhul Tău cel Sfânt puterea Ta peste noi. Dă-ne lumină să înțelegem adevărurile mari și profunde și în același timp simple și practice pentru viețile noastre, în așa fel încât cu fiecare întâlnire pe care o avem aici să plecăm de aici ca niște oameni tot mai schimbați în asemănare cu Iisus și tot mai plini de puterea Ta să Te mărturisim în lumea asta. Te rugăm, Doamne, fă schimbări în noi, fă schimbări în jurul nostru prin noi, în viețile oamenilor, fă să vedem puterea Ta manifestându-se prin noi. Și în felul ăsta să căpătăm mai multă încredere și bucurie în a Te sluji pe Tine. Fii cu noi, Te rugăm, în săptămâna în care intrăm, însoțește-ne și dă-ne harul Tău și în toate numele Tău să fie slăvit. Amin. Amin. Vă mulțumim pentru prezență, pentru participare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Adunarea este liberă. Rugați-vă pentru mine și Anca. După masă vom pleca la Alba Iulia, unde voi sluji. Rugați-vă ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne dea har în tot ce facem. Fiți binecuvântați!